vedești că vei fi bine integrat în societate. Nu cred că vreun cetățean al țării are vreun dubiu că domnul Cristian Ciocă nu se va integra corespunzător în societate. A avut un comportament ireproșabil în toată perioada de executare a pedepsei, a fost un model pentru toți deținuții, a participat activ la activitatea din penitenciar, a sprijinit cadrele în relaționarea cu deținuții. Unde ar vrea să se angajeze? Știți unde ar vrea să se angajeze? Acestea sunt date confidențiale, probabil că veți avea acces la dosar dacă va fi eliberat, veți observa. Ne puteți spune în ce domeniu, din ce domeniu provine această ofertă de muncă pentru Cristian Ciocă? Pe domeniul în care dumnealui a lucrat, respectiv consultanță, nu are nicio interdicție pentru a face acest lucru, plus experiența sa de penitenciar, eu cred că poate contribui la schimbarea mentalității cu privire la executarea unei pedepse, precum și a condițiilor din penitenciar. Eu aștept cu interes să aflăm mai multe date despre aspectele pozitive.